Mergem puțin mai departe, un alt motiv pe care îl văd foarte mult promovat și chiar de anumite, să spunem așa, personalități ale culturii și oameni foarte cunoscuți, acești influencer, dacă puteți să-mi spuneți, cum termenul acesta mai nou este folosit foarte mult acum în cel mult între tineri, este despre bolile cu transmitere sexuală. Tinerii, prin natura lor, sunt mai libertini, încearcă să profite de vremul acesta, de aceste libertăți și se spun că datorită lipsei educației sociale, numărul de tineri cu boli de transmitere sexuală a crescut. Haideți să vedem, ăsta e motivul lipsei educației sexuale în școală sau altele ar fi motivele? La ora actuală există studii și există statistici publicate care ne spun următorul lucru. A invoca bolile cu transmitere sexuală ca având drept cauză lipsa educației sexuale în școli este un alt mit care trebuie spulberat. De ce spun acest lucru? M-am uitat și eu pe statistici și când este vorba de bolile cu transmitere sexuală în Europa, pe primele locuri sunt Islanda, Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Latvia, Malta, Lituania, Estonia, Belgia, Norvegia, Suedia și așa mai departe. Sunt țările care domină statistica bolilor cu transmitere sexuală. Ori, dacă ne uităm la istoria educației sexuale în aceste țări, cu mult timp în urmă, aceste structuri ideologice care promovează sexualizarea și este vorba de sexualizarea timpurie a copiilor, de întoarcerea copiilor de la dezvoltarea armonioasă, psiho-intelectuală, emoțională, socială, spre o obsesie sexuală. Aceste țări care au introdus acele programe au reușit să sexualizeze și să incite tinerii să aibă o viață sexuală activă de la vârste foarte tinere. Ori, intrând în această activitate sexuală, intră în relații haotice, intră în relații cu parteneri multipli, pentru că s-a stârnit în acești tineri un fel de patologie a sexualității, un fel de aventură necontrolată, nesănătoasă și ajung să fie stăpâniți de porniri absolut incontrolabile. Ori într-o asemenea situație în care au educație sexuală de la vârste mici, 4-5 ani de zile în țările menționate, este clar că educația sexuală nu rezolvă aceste probleme legate de boli cu transmitere sexuală. În România, procentul bolilor cu transmitere sexuală este mult mai mic decât în țările care au introdus educația sexuală. Deci, concluzia, ce au introdus a dat alte rezultate, nu rezultatul pe care îl invocă. Este un mit care trebuie spulberat. În România, datorită faptului că mulți copii, prin mila lui Dumnezeu, au încă părinți și au părinți responsabili și îi duc la școală și îi duc la biserică, acești copii au un comportament moral echilibrat. De aceea nu se aruncă în acest haos a unei sexualizări haotice, a unei sexualizări absolut irresponsabile. Și din pricina aceasta, în România, avem un procent scăzut a bolilor cu transmitere sexuală. Din nou, dacă ne uităm care sunt categoriile, care sunt zonele în care apar aceste boli cu transmitere sexuală în România, din nou, în zone de sărăcie, defavorizate, copii cu abandon școlar. Deci problema este ce se întâmplă acolo de nu pot ieși din sărăcie, de nu pot avea o locuință salubră, de nu pot avea utilitățile necesare, de a nu putea merge la școală. Și mai subliniez un lucru. Atunci când s-a decis comasarea copiilor în centre de comună pentru școală și închiderea școlilor în satele cu număr mic de copii, s-a dat o lovitură extraordinară celor săraci, care nu își pot permite să aibă toate dotările ca să trimită copilul într-o comună alăturată. Ba mai mult, nu toate drumurile din România sunt asfaltate.
nu toate aceste școli au un sistem eficient de transport și nu toți acești copii pot să meargă la școală. Deci, când ne uităm la situația reală a copiilor din școală, observăm o ignorare totală din partea acestor grupări, ONG-uri, care defilează cu educația sexuală. Mai spun ceva. La ora actuală, din 2011, când s-a introdus bacalaureatul supravegheat electronic cu cameră de luat vederi și cu teste grele la bacalaureat, în jur de 700 de mii de tineri care au frecventat liceul n-au reușit să ia bacalaureatul. În jur de 700 de mii. Acești tineri au terminat o școală, dar n-au nicio diplomă. Nu pot merge la universitate, nu pot merge la o școală tehnică. Ce vor face? Sunt candidații la etnobotanice, la droguri, la prostituție, la videoceturi, la căpșunarii sau sparanghelii Europei. Și unde sunt acești protectori ai copiilor? Unde este preocuparea că ne apropiem de milion cu ei? Și nimănui nu pasă că acești copii sunt condamnați, osândiți. Nu se fac programe cu ei de pregătire pentru bacalaureat, retroactiv să-i pregătești, să ai meditații, să le dai copiilor acestora posibilitatea să-și termine liceul și să opteze pentru o școală post-liceală sau universitară. Deci, din nou spun, ne sunt servite niște statistici interpretate tendențios și folosite tendențios. De aceea cred că trebuie să se trezească românii, părinții, să se trezească profesorii, să se trezească politicienii. Și nu pot decât să apreciez faptul că un număr semnificativ de parlamentari români s-au trezit și au făcut amendamentul la această lege.